Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Circa 500 de persoane, copii, tineri și adulți dornici de a-și testa cunoștințele la limba română au participat la Marea Dictare Națională. Dacă nu ar exista atât de multă propagandă rusă, ar fi și mai mulți doritori de a vorbi limba română. Este convinsă Maria Roibu, directoarea liceului Alexandru cel Bun de la Tighina. Limba română trebuie să ne unească, este îndemnul președintei Maia Sandu pentru cetățenii țării. Ziua limbii române este marcată de 34 de ani. În 1989 s-a revenit și la grafia latină. Limba română are locul ei demn în rândul statelor lumii, a menționat președinta Maia Sandu. După 34 de ani, când sute de mii de oameni au cerut în Piața Marii Adunări Naționale declararea limbii române drept limbă de stat, precum și trecerea la grafia latină, avem bucuria de a ne sărbători limba într-un mod cu totul special. Cu toate acestea, studenți, scriitori, oameni de artă, matematicieni, profesori au avut curajul și au cerut cu voce tare dreptul la limbă, la viitor și demnitate de neam, alături de alți peste 27 de milioane de oameni de pe glob. În Republica Moldova vorbim limba română, una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, a menționat Maia Sandu. În Uniunea Europeană, acolo unde vrem să ducem Republica Moldova, limba română are un loc respectat și nimeni nu riscă să fie pedepsit pentru că vorbește limba maternă. În Uniunea Europeană, toate limbile și toți cetățenii sunt egali. Limba română este oglinda istoriei noastre, declară Nicu Popescu, ministrul de externe al Republicii Moldova. Șeful diplomației de la Chișinău îndeamnă să o îngrijim și să o promovăm. Astăzi să ne bucurăm de bogăția limbii noastre prin citire, scriere, conversații și poezii. Fie ca această zi să ne amintească de puterea pe care o are cuvântul de a uni oameni și de a transmite emoții profunde. A scris pe pagina sa de Facebook șeful diplomației de la Chișinău. Pe 31 august, Palatul Cotroceni din România va fi iluminat în culorile drapelului național. Președintele Klaus Iohannis transmite cu acest prelej un mesaj postat pe site-ul președinției României. În prezent, responsabilitatea de a păstra și de a îmbogăți limba ne aparține. Trebuie să apreciem diversitatea și creativitatea limbii noastre, dar și să conștientizăm importanța de a o menține nealterată și respectată. Să o folosim așadar cu grijă și atenție, pentru ca urmașii noștri să se bucure de aceeași comoară pe care o prețuim noi astăzi. De ziua limbii române, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Kent Logston, a adus un omagiu deosebit limbii române. Diplomatul a recitat împreună cu poetul Vasile Romanciuc versurile din poezia De parcă te ascultă Eminescu, scrise de Vasile Romanciuc. Asemen ramul lui ce ține, lumina fructului în pom, cuvântul osul sfânt pe care trăiește sufletul în om. Au, poți să-ți uiți pe o clipă graiul, au, poți să-l treci la amintiri, fără de grai ca fără casă, cum să trăiești, cum să respiri. De la mic la mare, aproximativ 500 de oameni și-au testat cunoștințele la limba română în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu. Am venit aici din dragoste, în primul rând, față de limba română, au afirmat participanții. Învingătorii vor fi premiați la începutul lunii septembrie. Scriem: în inima Europei de Est, pe meleaguri binecuvântate de soare. Textul pentru dictare a fost selectat în baza unui concurs de eseuri la tema De ce Republica Moldova trebuie să fie parte a Uniunii Europene. Eseul câștigător a fost al studentei Marina Borș. Fiind o persoană care dorește să devenim și noi parte în sfârșit a Uniunii Europene, mi s-a părut extrem de atractiv, având niște cunoștințe și din drept
Am zis, de ce nu? Crezi, de ce ți-a reușit să cucerești inimile celor care au interesat? Pentru că am avut un argument puternic, pentru că am scris cu suflet și pentru că cred în ceea ce scriu. Participanții spun că este datoria fiecărui cetățean al Republicii Moldova să promoveze limba română, iar cât privește eseul, afirmă că s-au regăsit în fiecare frază scrisă de Marina Borș. Republica Moldova trebuie să devină parte integrantă a Uniunii Europene, aspirație care ar putea transforma nu doar destinul acestei țări, ci și sufletele noastre. Asta ne dorim și noi. Vai, a fost un mesaj foarte emoționant. Chiar la început, când textul a fost dat citirii, am lăcrămat un pic. Astfel de dictări ar fi bine să fie organizate 3-4 ori pe an. Mi-a părut foarte interesant, fiind cetățean Americii. Pentru mine a fost cam greu, dar mi-a plăcut experiența și este un fel de practică. Pentru mine, limba română înseamnă casă și familie și o experiență frumoasă, pentru că sunt în Moldova și îmi place să vorbesc și să comunic în limba română. A fost o experiență inedită, execuția din partea ministerului a fost sublimă și dictarea mi s-a părut extrem de interesantă. Este datoria mea ca tânără să promovez limba pe care strămoșii noștri, pentru care strămoșii noștri au luptat și este misiunea mea, este o datorie față de națiunea mea. Fiecare care sunt prezenți aici pledează pentru Uniunea Europeană și respectiv fiecare se regăsește, fiindcă limba română este patrimoniu cultural al Republicii Moldova. Fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să vorbească o limbă pură, limba română? Exact, fiindcă este moștenită de la strămoșii noștri, getodaci, au luptat pentru suveranitatea noastră. Eu nu am învățat în școală limba română, eu am învățat limba moldovenească. Mi se pare că exact după noi s-a introdus limba română, dar am studiat-o, cu siguranță am restudiat-o de sine stătător și cred că m-am descurcat, a fost ca un examen pentru mine. Astăzi am venit aici să susțin că limba română trebuie să o vorbim și să o scriem corect și să ne mândrim cu această limbă melodioasă și frumoasă. A apărut dictarea pe care tocmai ați încheiat să o scrieți? Textul a fost foarte, cu un conținut foarte frumos, un conținut care chiar ne-a sensibilizat. Vreau să promovez limba română. Vreau să mă asigur încă o dată că, indiferent de vârstă, profesie, oamenii sunt interesați și doresc să ajungă la o română curată. Îmi pare că sunt la un examen foarte important al limbii noastre. Unul dintre participanți a fost deputatul PAS, Radu Marian, care a decis să celebreze astfel limba română. E important ca fiecare să cunoască, nu doar pentru ca să poată să comunice, dar și pentru a, cumva, a se simți partea a comunității acestei țări. Marea dictare națională ar trebui să devină tradiție, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Să promovăm studiul limbii române, să celebrăm limba română și în același timp anul ăsta și subiectul eseului a fost selectat unul care se ține de integrare europeană. Ori sperăm foarte mult să reușim să deschidem negocierile în acest an și atunci în ajunul sperăm noi aceste noutăți bune, am decis să combinăm și acest aspect. Intonarea imnului național este un lucru care le provoacă cetățenilor emoții atât de mari, întrucât unii dintre ei par să uite cuvintele atunci când sunt la evenimente oficiale. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei despre cât de bine cunosc aceștia imnul de stat. Vreau să vă întrebăm dacă știți care e titlul imnului de stat al Republicii. Of, Doamne, numai nu-i limba noastră, e celălalt, adevăratul, da. Adevăratul ar fi? Care ar fi? Care ar fi imnul adevărat? Deșteaptă-te românii, să văd acum, sigur că da. Imnul moldovenesc, român. Al Republicii Moldova. Imnul Republicii Moldova e... Imnul românesc, nu? Sunt două diferite. Sunt diferite? N-am știut, m-a scuzat. Limba noastră e o comoară, vă spune ceva? Asta e poezie lui Eminescu. Unii spun că și Deșteaptă-te române tot este imnul nostru.
Da, dar el și-a fost deșteapt. Și-a pe urmă comuniști, socialiști, acolo l-au prefăcut că nu le-a plăcut și trebuie și străvaie strana rădnaie. Dar care vă place mai mult dumneavoastră? Mi-ar plăce și unul și altul, e tot a noastră. Adică asta vai... Nu. Știți care este titlul imnului nostru? Stați așa că mă fac de rușine acum. Limba noastră. Da, și știți și autorul? Matievici, normal. Vasile Alexandri. Dar dacă vă mai gândiți? Matkoski. Nu? Nu. Matievici ceva. Alexei Matievici. Știți și autorul? Nu știu. Alexei Matievici. Dar imnul Republicii Moldova fiind scris de... Bine, dar unde e Republica Moldova? Nu e mai așa, dar și țară nu e. Este o așchie de țară prăpădită. Nu ne interesează. Nu vă interesează imnul? Nu. Vă place imnul? Am anumite rezerve pentru tonalitatea muzicii în ceea ce privește imnul unei țări. Aș fi vrut ceva mai mobilizator. Vă place? Ați schimbat ceva? Nu, e foarte bun. Și am vrea să vă acordăm o întrebare banală. Care este titlul imnului? Limba noastră. Și cine e autorul? Matievici. Ne spuneți câteva versuri? Limba noastră e comară, în adâncuri înfundată, un șurac de piatră rară, pe mășeri revărsată. Care este titlul imnului? Un șurac de piatră rară, pe mășeri revărsată. Cine e autorul? Știam, dar dacă mă gândesc, vă spun. Titlul nu-l cunosc. La câteva versuri? Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară, pe moșie revărsată. Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată. Poți să o spun până la sfârșit. Limba noastră e o comoară, cine sunt cei care o omoară? Cei care nu o vorbesc și nu o scriu corect și cei care nu o respectă. Moscova. În gura morții. Mâinii pui mâini de acum și o să întindă sandalele. Și ei încă mai speră la ceva și nu știu la ce. Ia să pe scurt. Rușii, cum au venit aici în 1812, au început să ne lichideze limba, cultură. Metropolitul cel care a venit pe 1828 aici, a dat foc la cărți, el 3 ani de zile s-a încălzit în locuința unde el trăie, cu cărțile bisericești în limba română. Of, greu de spus. Sunt conaționalii noștri, în primul rând, dar și noi avem o parte mare de vină în ceea ce privește cultivarea vorbirii. Limba noastră e o comoară, cine sunt cei care o omoară? Cei care o vorbesc greșit. Este în creștere numărul doritorilor din regiunea transnistreană de a studia limba română, grație programului național privind învățarea limbii române, perioada 2023-2025, cursurile sunt gratuite. Singura condiție este ca solicitantul să dețină acte de identitate moldovenești. Dacă nu ar exista atât de multă propagandă rusă, ar fi și mai mulți doritori, sugerează Maria Roibu, directoarea Liceului Alexandru cel Bun de la Tighina. O parte din ei încearcă să-și îndrepte deja privirile încoace, mai ales spre școlile cu predare în limba română. Iată, este tendința aceasta, există ea, dar noi le vorbim foarte frumos, foarte bine, că le dăm un termen oarecare să învețe limba, nu în cadrul instituției, pentru că în cadrul orelor un vorbitor de limba rusă care nu știe niciun cuvânt în limba română nu poate studia în școală și le dăm un termen ca mai apoi să vină să se încadreze, dar doritori vă spun că sunt. Maria Roibu afirmă că cei mai mulți oameni și-au schimbat gândirea după invazia Rusiei în Ucraina și-au dat seama că odraslele lor nu au nicio perspectivă studiind în școli cu predare în limba rusă. S-a început un fenomen de transfer înspre școala asta. Este de apreciat și solidaritatea instituțiilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Noi suntem ca rudele și probabil că mai ceva ca rudele, suntem prieteni. Încă un pic era, îmi pare rău că nu o să fie timp, probabil că se repară situația,
când era domnul Iovcev, când era domnul Sucitu, Dumnezeu să-l ierte. La Corșova. Când era domnul Popșoi și noi ceilalți, chiar vă spun sincer că nu era zis să nu vorbim unii cu alții. Acum continuăm, fetele tinere tot, sunt, a apărut directoarea de la Corjova, directoarea de la Roghi, doamna Pozneac de la Tiraspol Ingineri, parcă e de mult cu noi. Directoarea liceului spune că acum, la început de an școlar, se tem de noi provocări din partea autorităților transnistrene. Vedeți cum nu este exclus să găsească iarăși ceva ca să ne încurce nouă activității noastre, din motivul că Chișinăul acum le pun să achite niște taxe vamale. Noi trecem punctul ăsta, traversăm punctul vamal, punctul de trecere, hai să zic, mă doare sufletul când zic punctul vamal, da? Și cu copiii. Copiii noștri au carnete de elev, noi avem legitimație. Și facem lista și prezentăm carnetele de elev, așa. Și nu era nicio problemă. Acum, pe data de 22, iată un grănicer de-al lor, zice că acuși va coboră toți copiii jos să-i verifice. Gata, tensionarea merge, noi o simțim. Timp de peste 3 decenii, cele 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană se confruntă cu numeroase presiuni și intimidări din partea administrației de la Tiraspol. Niciun liceu nu are sediul propriu și în orice moment poate rămâne în stradă. Au fost ani când la careul de început de an școlar au fost supravegheați de polițiști sau li s-a interzis intonarea imnului Republicii Moldova și arborării drapelului de stat. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, spune că în procesul de aderare a țării la UE, autoritățile de la Chișinău nu planifică să renunțe la regiunea transnistreană. Oficialul afirmă că drumul spre comunitatea europeană și războiul din Ucraina sunt factori determinanți în procesul de reintegrare a celor două maluri ale Nistrului. Vocea Basarabiei a întrebat cetățenii întâlniți pe străzile capitalei. Este oare Transnistria cea care împiedică Republica Moldova în dezvoltare? Da, este. Acolo e în limba rusă, cum s-ar spune, Sovietski Soyuz încă. Și sistema, tot. Am cunoscut acolo și știu că e... Nu, ni se pare că nu. Părerea mea așa e. Atât timp cât Rusia stă pe teritoriul ăsta, e sigur că are impedimente. Dar ca tare, rușii trebuie să refuze la toată treaba, să fie teritoriul nostru. Împreună cu ei să intrăm în Uniunea Europeană. Da, spre regret, încă mai este partea noastră durută, Transnistria, și se simte o stagnare pentru că cei din partea stângă au scopurile lor. Nu termazit. Я так считаю. Молдова – это Молдова, Транснистрия – это Транснистрия. Но везде должна быть любовь и дружба между ними. Самая главная ценность – это человек. În oricare măsură, da, și nu numai Transnistria, mai mult împiedică Imperiul Rus, Imperiul Fascist Rus, ca să-l numim așa, și demnitarii noștri care joacă după cum le cântă Imperiul Rus. Republica Moldova ar trebui să renunțe la regiunea transnistreană? Nu. Nici vorba de Transnistria că să fie cedată. Categoric nu. Nu poate renunța. Este o parte integrală a Republicii Moldova care este constituită în Constituția Republicii Moldova și este aparat de vreo suprema statului. Nici într-un caz trebuie de luptat de cucerit locurile, adică pământurile noastre istorice. Ну, если там будет присоединение к Румынии, тогда возможно или вступление в НАТО, то вот этот вопрос надо поднимать. Ну. И че? Păi cum? Украина luptă pentru pământul lor, dar noi cum să renunțăm la teritoriu care se ocupă Moldovei. Interlocutorii au mai fost întrebați cât de mult depinde soluționarea conflictului transnistrean de evoluția războiului din Ucraina. Tare depinde.
Considerați că se va rezolva în favoarea Republicii Moldova? Sperăm. Odată cu încetarea ostilităților și trece în Ucraina, războiul ăsta care așa numită operațiune specială sau cum o mai numesc, cred că se va termina și cu regimul de la Transnistria. E foarte mult, eu gândesc. Deci eu nu doresc război țării mele mici și cum este ea, dar dacă ar da o mână de ajutor, dacă s-ar pe cale pașnică să rezolve problema dată, să durerea asta a noastră, să avem și noi o țară de plină, unită. Зависит. Чем? Ну, понимаете, если, значит, проиграет Украина, то Приднестровье может много чего измениться. Мне трудно сейчас сказать, я не понимаю. А если выиграет Украина? А если выиграет Украина, значит, то, скорее всего, Приднестровье соединится с Молдовой. Cred că mult depinde. Dacă se va termina războiul și eu știu cu ajutorul Uniunii Europene, cu ajutorul Rusiei, trebuie să ne întregim țara și simteți împreună. Cei care ne-au zis decenii la rând că noi vorbim limba moldovenească și nu română au urmărit un singur lucru, să ne dezbine. Alexandru Tănase, ex-ministrul Justiției, ex-președintele Curții Constituționale, este convins că limba română poate să fie catalizatorul consolidării societății. Denumirea limbii vorbite în Republica Moldova este limba română. Nu cred că cineva mai are dubii în acest sens sau subiectul nu mai stârnește atâtea contradicții și atitudini confuze cum a fost până la hotărârea Curții Constituționale din decembrie 2013, când chestiunea a fost în linii mari tranșată o dată pentru totdeauna. Eu cred că lucrurile nu sunt deloc pe un punct prost. Noi suntem într-o situație foarte bună. Nu putem compara ceea ce era până în 1989, starea limbii române în Basarabia, cu ceea ce este astăzi. Problema era atunci când limba română era oprimată și era împiedicată a fi folosită în administrație, biserică, școli și așa mai departe. Acum acest lucru a dispărut. Este unul din puținele domenii unde putem zice că lucrurile merg bine. Noi avem acum o populație care nu știe ce înseamnă să fie oprimat din punct de vedere lingvistic. Ei n-au trăit în acele timpuri când tu nu puteai vorbi limba română decât la bucătărie. Moscova și propaganda rusească, în comun cu guvernanții proruși sau pro-europeni falși, pe care i-a avut Republica Moldova pe parcursul ultimelor decenii, au muncit din greu la acreditarea percepției că românii și moldovenii reprezintă două națiuni distincte, cu istorii diferite și că limbile română și moldovenească la fel ar fi diferite. După 2009, spune ex-ministrul Justiției, lucrurile au luat-o pe drumul corect. După 2009, noi nu am avut nici o guvernare care să fi promovat mesaje antiromânești sau politici românofobi. Din potrivă, toate guvernările care au pornit din 2009 până la actuale, toate au fost prietenoase cu România. După ce fostul președinte al Republicii Moldova, liderul socialiștilor Igor Dodon a ținut să amintească că a vorbit și vorbește moldovenește și a sugerat că ziua limbii române ar fi un trend trecător. Alexandru Tănase spune că există politicieni care în continuare joacă după cum le cântă Kremlinul. Opoziția noastră este, de fapt, lucrează mai puțin pentru actorul local, lucrează pentru cel care este dirijorul. Dirijorul se află la Moscova. Moscova îi place să vadă astfel de mesaje și probabil că ei de asta și le perpetuează. Plus că sunt oameni rătăciți, cum a fi fost președintele Dodon. Este un tip rătăcit intelectual și identitar, care e irecuperabil. Rectorul Universității de Stat, Igor Șarov, a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural de președintele României, Klaus Iohannis. Liderul de la Cotroceni a oferit distinția cu prilejul Zilei Limbii Române, în semn de apreciere pentru profesionalismul și dăruirea generațiilor de specialiști care au contribuit la promovarea valorilor limbii și literaturii române.
Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor categoria F, promovarea culturii, domnului doctor conferențiar Igor Șarov, rector al Universității de Stat a Moldovei. Se arată în comunicatul președinției române. Pe 31 august este marcată Ziua Limbii Române. Sărbătoarea este strâns legată de procesele de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut. Din 1990, Ziua Limbii Române este marcată în fiecare an în Republica Moldova, iar din 2013 și în România. Am fost victimele unui regim care oricum nu a reușit să închidă gura dorului de spiritualitatea românească. Astăzi suntem prea confortabili, iar ardoarea de cândva de a face muzică patriotică nu mai este la modă. Interpretul Cristofor Alde Teodorovici vorbește despre părinții săi, Ion și Doina Alde Teodorovici. Părinții mei, cu Grigore Vieru, cu ceilalți poeți cu care am mai colaborat, Dumitru Matkovski, cu Ion Hădârcă, Adrian Păunescu, mai ales cei care erau de la noi din Republica Moldova, din fosta RSSM, au suferit mult. Mai ales țin minte, maica mea cu bunicii trebuiau să ascundă cărțile și chiar... Vorbeam ieri cu muzicienii în pregătiri pentru Ziua Limbii Române, pentru 31 august. Le arătam deci drafturile sau versurile originale pe hârtie scrise de Grigore Vieru și editate de maică mea. Multe din ele erau dedicate limbii române, dar scrise în chiriliță, pentru că nu aveai voie, în primul rând, să ai o mașină de tapat cu caractere latine. Și e ciudat să vezi manuscrisul versului pentru piesa Eminescu scris în chiriliță. Au fost promotorii unirii Moldovei cu România și au optat pentru revenirea la limba română și la grafia latină. Acest lucru este evident și în cântecele acestora care susțin un patriotism profund, cum sunt Focul din Vatră, Suveranitate sau Piesa pentru ea. Cristofor își amintește că în casa lor s-a cântat mereu, iar emoția se regăsea în fiecare vers. Ne adunam la noi acasă și veneau Arșinel, Ieru, toți și din România, Tudor Gheorghe, și ei cântau. Cântau până dimineața, era un fel de cenaclu, cum avea Adrian Păunescu, sau șezătoare. Și mie îmi place până acum să cânt aceste piese la mese, unde sunt oameni simpli, nu să vin la evenimente să cânt, dar să stăm la masă și să cântăm cu toții, mie mi se pare că devenim mai buni. Și mereu sper că poate pot să trezesc un grăunte de durere și de bucurie pentru spiritualitatea neamului nostru, pentru că puțin ne mai unește în ziua de astăzi. Eu asta și spuneam, poate nu e atât de importantă unirea, cât important noi să fim uniți, pentru că deseori suntem dezbinați. Podul de flori a fost prima încercare de a înfăptui unirea românilor aflați de o parte și de cealaltă a Prutului. La distanță, interpretul spune că sentimentul de acasă îl are și în România, iar dorul de frați a rămas același. Emoțiile au rămas cele mai mari totuși când trec hotarul, indiferent câți ani au trecut, că deja au trecut peste 30 de ani. Pentru mine, de fiecare dată când trec vama spre România, și mai ales să am vreun spectacol, e un moment în care aș putea să le arăt celor de peste Prut, fraților noștri, dorul pe care l-am avut atâția ani și care mai este. Da, bineînțeles că e o stare când pleci în America la diasporă și pleci și în Franța sau în alte țări, dar cert e că ador România mare, să spunem așa, țara românească, și în același timp încerc să nu uit și de Moldova, pentru că și aici lumea în sate e amărâtă și jinduiesc și ei după spiritualitate. Doina și Ion Alda Teodorovici au lăsat în urma lor o adevărată comoară artistică dedicată limbii române și tricolorului. Unele piese din repertoriul lor le cântă astăzi Cristofor. Recunoaște că nu este ușor. Momentele astea de durere copilărească
Atunci când tu nu mai poți cuprinde mama și tata, le simți în cele mai neașteptate crize sufletești. Asta alimentează și repertoriul pe care eu cum, deci eu de fiecare dată când ies în scenă, eu mă și bucur, dar eu mor pentru ei. Eu cânt Suveranitatea, de exemplu, eu mor pe scenă acolo. Eu, deci practic nici nu cânt, eu e o durere pe care continuu o simți. Aldea Teodorovici și-au pierdut viața în urma unui cumplit accident rutier în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, în timp ce se întorceau de la București la Chișinău. Ion Aldea Teodorovici a scris peste 300 de cântece patriotice, lirice și pentru copii. Printre cele mai cunoscute piese care vor rămâne pentru totdeauna în inimile românilor de pretutindeni se numără Maluri de Prut, Suveranitate, Iemenescu, Trei Culori, Limba Română, Pentru Ea sau Reaprindeți Candela. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne puteți găsi pe site-ul vocea basarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Rămâneți și în continuare cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Numai bine!